Colegii mei, Andreea Georgescu și Claudiu Pândaru, bună seara! Bună seara! Și imediat vom sta de vorbă cu câțiva primari de sector din București, pentru că la nivelul capitalei incidența se apropie de 6 la 1000, dar dacă e să ne uităm la ce se întâmplă pe sectoare, situația este de-a dreptul dramatică în sectorul 1, de exemplu, 7,51 la 1000, în sectorul 6, 6,02 la 1000. Dar până să ajungem la București, domnule doctor, valul 3 la început, la vârf, unde suntem? Mi-aduc aminte că și la valul al doilea era aceeași discuție. La primul, ne gândeam că se termină. Unde-i cocoașa, pe unde vine, unde urcă? Adevărul că e foarte greu de spus. Ce este clar e că suntem într-o curbă ascendentă, asta e cel. Când se va încheia, și aici întrebarea e, va fi un platou și cât va dura acel platou? Și de ce este greu? Pentru că lucrurile astea în dinamică depind de anumiți factori. Practic noi putem să influențăm. Toate aceste măsuri despre care vorbim, la un moment dat pot să influențeze și graficul. Și atunci este greu de zis. Ce sper însă, ca să vedem partea plină a paharului, este că în măsura în care totuși vaccinarea merge dinamic, nu numai în România, dar noi vorbim de România, că aici ne interesează, sper că acest val la un moment dat va fi mai scurt. Pentru că totuși persoanele vulnerabile se vaccinează. Asta înseamnă că teoretic ar trebui să scadă numărul formelor medici severe și presiunea în spitale. Și sper să se vadă într-un interval de timp. Din păcate, ne-a prins valul al treilea cu un număr destul de mic de persoane vaccinate. Dacă să ne uităm la exemplele Israel și Statele Unite, cam în câtă vreme când vaccinarea începe să ajungă la 20%, la 30%, nu suntem acolo, în câtă vreme apare și ușurarea din spital? În principiu, după 25%, mai ales că sunt persoane strict, persoane vulnerabile, ar trebui să vadă. Deci cred că, probabil că în 2 luni de acum, sigur că vor fi 2 luni grele, dar în 2 luni de zile ar trebui să avem o scădere a presiunii. Păi în 2 luni cifrele pot să iasă prin tavan. E adevărat. Și până la urmă, ce înseamnă carantina sau măsurile restrictive? Înseamnă gura de oxigen pentru momentul respectiv, când vrei să găsești o soluție și nu ai la îndemână altceva. Bine, nu că și-ar dori cineva, dar discutăm în principial. Și acum, cifrele, dacă e să ne gândim la paturile de terapie intensivă, sunt mai urâte ca în valul 2. Așa este. Bine, și din cauza deja am depășit valul 2 la terapie intensivă. Dar gândiți-vă că înainte de a începe valul al treilea, tot era un număr relativ mare de pacienți în terapie intensivă, peste care au venit și cei din valul al treilea. Știți bine că pacienții care sunt în terapie intensivă au perioade lungi de internare. Și atunci e foarte greu să te gândești că e un circuit care să meargă cu un flux continuu. Adică persoanele în terapie intensivă pot să stea săptămâni. Atunci este foarte greu să rezolvi. E ca la un pat de secție normală, unde pacientul stă până într-o săptămână și atunci același pat poate fi folosit după o săptămână pentru o altă persoană. Aici e de luat în calcul. Dar dumneavoastră este simplu. Trebuie să se întâmple ceva în așa fel încât afluxul ăsta de pacienți să scadă în intensitate, pentru că și acel ceva înseamnă restricții, nu? Circulația oamenilor trebuie să se oprească pentru ca virusul să nu se răspândească. Trebuie să fie un echilibru. Acum, dacă echilibru poate fi găsit altfel, ar fi ideal. Dar formula magică. Adică fără carantină, dar totuși să scadă numărul de pacienți. Exact. Să fie o carantină mai blândă, probabil. Sau o modalitate mai blândă prin care putem reduce infecțiile, dacă ar exista. Andreea Georgescu, astăzi, în afară de precauția asta extraordinară, stați liniștiți că nu o să fie carantină, dar o să fie ceva, dar carantină nu. În afară de precauția asta, vreo soluție a ieșit de pe undeva? O decizie nu a fost luată nici în privința capitalei și nici în privința altor zone unde incidența continuă să crească. Au fost tot felul de ședințe în diverse formule cu primarii de sectoare și primarul general al capitalei la guvern, apoi o ședință cu prefecții din întreaga țară, o ședință la Ministerul Sănătății pentru regândirea modalității în care se calculează incidența și implicit a momentului când se impune luarea unor noi măsuri restrictive. Ce știm din discuțiile de la guvern e că sunt mai multe scenarii luate în calcul pentru capitală, care din păcate se apropie într-un rit destul de accelerat de acel prag
de 6 cazuri în ultimele 14 zile la fiecare 1000 de locuitori, prag de la care începe discutarea carantinei. Pentru că nu este singura condiție prevăzută de lege pentru impunerea acestor restricții, inclusiv a unor drepturi fundamentale, precum dreptul la liberă circulație. Sunt și alți factori prevăzuți în lege și care trebuie să fie avuți în vedere de DSP-ul de municipiu atunci când face o astfel de propunere către comitet. O variantă ar fi restricționarea circulației pe timp de weekend sau prelungirea acestei carantine de noapte, să înceapă mai devreme, 21 este o oră vehiculată. Cât privește weekendul, să nu mai existe posibilitatea unor, eu știu, călătorii de weekend la munte, la mare sau unde mai pleacă oamenii din București. Alte variante colaterale, închiderea mall-urilor sau scurtarea programului pentru mall-uri, în special pe timp de weekend, când lumea are mai mult timp liber și, eu știu, merge undeva, iese din casă în condițiile în care restaurante sunt închise la interior deja de mai bine de 2 săptămâni de când am trecut de incidența de 3. Ar trebui să se întâmple repede, e cumva ciudat că în momentul în care specialiștii spun că mai avem doar câteva zile până la 6 la 1000, ne grăbim să luăm astfel de măsuri menite, așa cum au spus toți primarii care au dat declarații după ședința de la guvern, menite să evite intrarea în carantină. Toți primarii au spus nu ne dorim carantină pentru capitală, premierul a spus că nu este de dorit carantina pentru capitală, mai degrabă probabil având în vedere impactul economic pe care, eu știu, închiderea absolut tuturor magazinelor, cu excepția celor esențiale unde se vând produse alimentare, l-ar avea, precum și altor afaceri, trecerea în lucru la domiciliu sau închiderea unor alte business-uri care sunt în București, un oraș atât de mare cu o populație atât de importantă. Pentru carantina de noapte, modelul francez vorbește despre ora 18. De la ora 18 începe în Franța carantina de noapte. Claudiu Pândaru, de câte ori ai auzit până acum, de când a început pandemia, că ăștia care organizează petreceri trebuie să fie aspru criticați, aspru penalizați, chiar cu ridicarea licenței, să nu mai funcționeze de tot? De câte ori am auzit asta? Sigur. De multe ori. Promisiunea constantă uitată rapid atunci când ajungem pe platou, cum explica domnul doctor, sau făcătorii de petreceri. Eu cred că de fapt aici discuția legată de carantină, lockdown, de fapt ar trebui să discutăm despre cum sunt implementate restricțiile care sunt și acum. E un club în capitală prin Herăstrău care în fiecare weekend face petreceri. Și acum avem această discuție mai reluată din nou. Mai pe șleau. Putem face o listă, nu o să dăm nume astăzi, dar putem face oricare dintre noi o listă cu cel puțin 3 nume de cluburi celebre prin care trec și domnii politicieni. Nu este vorba nici despre politicieni aici, nici despre arătat cu degetul, ci despre o poliție care ar trebui să-și facă treaba. Dacă tu știi în fiecare weekend că acele cluburi fac petreceri, e atât de greu să trimiți poliția nu la finalul petrecerii să amendezi clubul și cetățenii respectiv, ci la început ca să nu mai aibă loc? Adică, serios, mi se pare de că corect. Nu corect. E vreo... Nu e o acțiune de geniu să plănuiești o astfel de chestiune. Apoi, iertați-mă că vă spun, în Ilfov, carantina este pe hârtie. Astăzi am trecut prin jurul Bucureștiului, nu oprea nimeni pe nimeni, toată lumea trecea cum dorea, prin orice localitate, se plimbau cetățenii pe stradă fără niciun fel de problemă. Ori să fie foarte mulți care spun, domnule, ne-am săturat, nu mai vrem astfel de măsuri dure. Numai când aud lockdown sau carantină, cele două cuvinte pronunțate, sunt concetățeni de-ai noștri cărora li se ridică un fior pe șira spinării și sunt de înțeles. Sunt de înțeles psihologic, sunt explicații pentru astfel de trăiri. Doar că, nu există căi în afară de vaccinare pe termen mediu și lung și pe termen scurt, atunci când cresc astfel de valuri, nu e nici, e al treilea, teoretic. Nu o să fie ultim. Nu va fi ultimul. Dacă ne vaccinăm în ritmul de vaccinare mulți, și mai e o chestie, vedeți că putem noi să ne vaccinăm România, să fim primii în lume la vaccinare. Nu e suficient.
nu este suficient. Și țările din jur, toată comunitatea europeană trebuie să ajungă la rate similare pentru a funcționa lucrul ce ăsta. Ce se întâmplă în sectoare? Robert Negoiță, primarul sectorului 3, bună seara! Bună seara, bună seara! La dumneavoastră incidența e de 4,66. Exact. Dumneavoastră reduceți... Cea mai mică din București. Cea mai mică? Care e explicația? Probabil că faptul că se respectă, chiar astăzi la întâlnirea pe care am avut-o la guvern, și chiar sunt bucuros că am avut această întâlnire, că am avut ocazia să ne clarificăm anumite aspecte, să ne spunem punctul de vedere. Am înțeles că se întâlnesc frecvent pe stradă, prin anumite zone, cetățeni fără mască. Ceea ce în sectorul 3, eu sincer, foarte rar mi se întâmplă. Spuneți-ne, unde se întâlnesc în mod frecvent oameni fără mască? Așa am înțeles că în alte sectoare, în alte părți, se întâmplă treaba asta. Stați așa, explicația pe care am primit-o noi este că în sectorul 1, de exemplu, sunt foarte multe instituții, sunt foarte multe birouri, sunt locuri în care, prin care oamenii circulă cu intensitate și de aceea se răspândește boala. Dacă dumneavoastră știți că există locuri în care oamenii se întâlnesc ca să încalce regulile, am vrea și noi să filmăm, de exemplu. Foarte mulți cetățeni din sectorul 3 lucrează în sectorul 1. A, voilà. Despre asta e vorba. Așa că nu e neapărat. Până la urmă, cred că este important, așa cum spunea și domnul Pândaru, nu cred că trebuie să punem reguli noi, mai ales că suntem într-o situație mult mai bună decât eram acum un an de zile. Avem vaccin, avem tratament, spitalele sunt mai bine pregătite decât erau acum un an de zile. Cred că soluția este fix aceea ca regulile pe care le avem să le respectăm mai bine. Cum ar fi, domnule Negoiță, dacă îmi permiteți, să o luați dumneavoastră la pas, pe bulevardul Decebal, unde aveți funcționale niște terase închise. Când ai văzut, da, am trecut, Claudiu, am trecut pe acolo și să știți... Le poate vedea oricine, inclusiv domnul primar. Și de ce se întâmplă? Trec frecvent în acea zonă, am văzut că se străduie să deschidă acoperișul ca să fie ventilat natural suficient de bine, au distanțare între dânsii. Nu întâmplător, cred eu, suntem pe ultimul loc din București la zona... Domnul primar, să știți că, uitați, o să fac o... În fine, nu se face așa ceva, dar... În momentul în care dumneavoastră făceați o comparație între sectorul 2, sectorul 3, sectorul 4 și realizările la nivel de incidență în sectorul 3, în acest platou s-a zâmbit pe sub mască. Știți de ce s-a zâmbit? Este puțin greu de crezut că cetățeanul bucureșteanul, pentru un oraș până cu circulația la, din până, București, până la Unirii, până la magazinul Unirii, venind pe bulevard, poartă mască și nu se infectează în sectorul 3. Și, domne, după ce trece de magazinul Unirii în sectorul 4, o ia așa mai sus, sau în sectorul 5 prin altă parte, își dă masca jos și începe deodată să... încalce regulile. Bucureștiul nu are limite, nu are granițe. Aceste cifre sunt numai niște aberații statistice și atât, care țin de numărul de teste, de repartizarea testelor. Realitatea care e în momentul ăsta în București, știți care este? Sâmbătă. În ziua de sâmbătă au fost făcute 5236 de teste. Este numărul pe care l-am solicitat de la DSP București. Pentru că în raportarea zilnică, guvernul în continuare, de un an de zile, nu dorește să publice numărul de teste pe fiecare județ. Pentru a avea o imagine clară, reală, de ce, spre exemplu, Covazna a avut 0 cazuri noi în raportarea de astăzi, teste pentru duminică? Nu a făcut niciun test și nu este singurul județ. Ieri au fost 5 județe fără niciun test. Nu se fac teste. Nu se fac teste. Și se întâmplă așa duminică de duminică? Nu a fost pentru că nu lucrează duminică. De un an de zile. Bun. În București, unde se fac teste, chiar și în weekend, sâmbătă au fost 5236 de teste făcute și 1755 de cazuri noi. Ceea ce înseamnă o rată de pozitivare de 33,5%. Ceea ce e enorm. Domnule asta primar, cred că poate spune și domnul doctor. E o rată foarte mare. Și e o rată care crește de la o zi la alta. Ceea ce e îngrijorător. Dacă măsurile astea, astea care sunt acum, nu sunt cu adevărat
cu adevărat puse în practică, nu strădanii că încearcă să dea jos acoperișul ca să se ventileze. Dacă astea nu sunt făcute și autoritățile vor apela tot la cea mai simplă măsură, închidem școlile. Știți? Sigur. Cea mai simplu e să închizi școlile. Pândește măsura asta. Dacă închiderea școlilor va fi soluție, e o greșeală. Vrem să știm care e părerea dumneavoastră despre prelungirea carantinei de noapte până la ora 21 sau până la ora 18. Mai pe românește să înceapă de la ora 18 sau de la ora 21, nu de la 22 ca acum. Ce credeți despre... La fel ca și cu limitarea programului în zonele comerciale, anumite chestiuni le consider contraproductive. Pentru că, iată, a fost o idee să se limiteze la, adică să se restrângă programul în zonele comerciale. Ceea ce duce la aglomerarea acestora, deci este o măsură contraproductivă. Împreună cu limitarea accesului. Bine, împreună cu limitarea accesului. La mall să intre mai puțin oameni. Implementarea mai riguroasă a actualelor măsuri decât a unor măsuri suplimentare. Bine, mulțumesc, Robert Negoiță, primarul sectorului 3. Acum principiul, domnule doctor. Încă o dată să înțelegem principiul. Boala asta se răspândește atunci când oamenii se întâlnesc. Ei se întâlnesc pe stradă, se întâlnesc la serviciu și se întâlnesc acasă. Într-un oraș cu circulația din București în care banii se fac atunci când oamenii se mișcă, ce poți face? Trebuie să poți să faci ceva. Oricum, se răspândește mult mai ușor în spațiile interioare. E un lucru absolut documentat. Trebuie să găsești o variantă de mijloc, cred că în situația dată. Adică trebuie să fie mai multe măsuri, dar să nu ajungi chiar la carantină. Spuneam mai devreme, o carantină, dar nu chiar cu întru totul, care poate fi parțial, apropo de intervalul de timp, să fie cu anumite excepții. Există astfel de variante. Vi se pare o idee bună să oprești totul complet în weekend? Statistic vorbind, în weekend sunt cele mai multe interacțiuni, este clar. Iată. Dar repetăm lucrul ăsta, nu-și dorește nimeni. Practic, în afară de componenta economică și cea psihologică, care cred că a ajuns la cote înalte. Doar că eu văd în felul următor, până la urmă, eu cred că nu va mai ține mult pandemia. Deci, practic, sau depinde de noi să nu mai ține mult. Dar cred că în momentul de față nimeni nu coboară garda sau nimeni nu ar trebui să gândească la că va coborî garda, pentru că va veni și vaccinarea, va intra, deci va arăta efectul, dar într-un interval de timp, spuneam, probabil 2 luni. Dar în astea 2 luni trebuie să găsim o variantă. Adică trebuie să trecem peste aceste luni. Și atunci ne trebuie niște măsuri, eventual să nu fie cele mai restrictive, în așa fel încât să fie un echilibru și pentru spitale, și pentru numărul de infectări. Să găsim acea variantă, nu știu dacă putem să-i spunem de mijloc, sau variantă care să ne convină. Și oamenii să meargă la serviciu și să-și facă banii, dar să nu meargă la mall cu copiii în weekend. Pentru că asta se întâmplă, este petrecerea timpului liber la mall, unde merge toată lumea și se face aglomerația. Ministerul Sănătății încearcă să corecteze cu noua formulă de calcul povestea asta cu diferența între județele în care se testează mulți în multe cazuri, județe în care nu se testează deloc, nu e niciun caz. Compară acum Bucureștiul cu Covasna, de exemplu. Da, e greu de comparat cu Covasna, cu Satu Mare, Bistrița Năsăud. Sunt tot atâtea exemple pe care le vezi dacă te uiți în acele tabele în care ai și numărul de teste operat în fiecare zi, în fiecare județ. Ministerul Sănătății vrea să regândească un pic această formulă de calcul pentru incidență și să lase o fereastră de timp ceva mai lungă de la momentul când pe hârtie ajungem la 6 la mie și momentul când începem să discutăm și demarăm procedurile pentru... adoptarea de noi restricții, de exemplu. Și explicația este următoarea. În buletinele zilnice, în fiecare zi, apare un anumit număr de cazuri nealocate pe județe. Pentru că încă nu s-au făcut anchetele epidemiologice, încă nu este clar unde s-a testat persoana, dar unde locuiește, lucrează, trăiește în realitate și așa mai departe. Și de obicei durează cam 3 zile până când acel număr de cazuri nealocate, cred că în jur de 3.000 în ultimul buletin, este stabilit exact de unde provine și cărui județ ar trebui alocat fiecare caz în parte, deci ar trebui să regândim de la 14 zile în realitate cât e în prezent la 17 zile, cam asta este planul Ministerului Sănătății și de asemenea să ia în calcul și situația din spitale în fiecare localitate, în fiecare județ în parte, să ia în calcul și trendul
numărului de cazuri noi în fiecare județ în parte și alți indicatori. Mâine, la prânz, ar urma să fie anunțată o decizie cu privire la aceste calcule. Radu Mihaiu, primarul sectorului 2, bună seara! Bună seara! La dumneavoastră, 5,89 la mie, confirmați? Confirm că este cifra pe care ne-a comunicat-o domnul secretar de stat, Raed Arafat. Cum e pentru dumneavoastră? E mult? E puțin? E clar că suntem într-un trend de creștere. Clar că trebuie să facem mai mult și autoritățile centrale și locale, dar și cetățenii pentru a încetini acest ritm și pentru a crește rata de vaccinare. Asta este clar. În sectorul dumneavoastră, domnule primar, sunt cele mai multe școli din București. Este sectorul cu cele mai multe școli și planează această decizie, închiderea lor, dacă ajungem la 6 la mie la nivelul capitalei. E bine, e rău? Susțineți închiderea școlilor? Ce pot să spun este că, deși măsurile sunt destul de stricte la nivelul școlilor, noi nu am avut nicio școală închisă. Deci nu am avut doi profesori îmbolnăviți în același timp într-o școală. Am avut clase din școli închise. Asta se întâmplă când sunt măcar doi elevi într-o clasă, dar nu am avut școli închise. Ceea ce este încă un semnal încurajator. Înseamnă că pentru dumneavoastră, asta vreți să ne spuneți, pentru dumneavoastră școlile nu sunt un loc unde boala se răspândește. Este cu siguranță un loc unde, unde boala se poate răspândi, dar nu aș... Până acum nu s-a întâmplat asta. ...cu ochii pe acest loc. Dar pe care, pe care ați stat cu ochii? Pe ce loc ați stat cu ochii? Unde se răspândește boala? Din păcate se răspândește acolo unde sunt mulți oameni din medii foarte diferite. În școli sunt copii care sunt în aceeași comunitate. Viteza de răspândire este mult mai rară în școli. Pe când în cluburi, de exemplu, sau în restaurante, unde nu se respectă, distanța, distanțarea socială, acolo, din păcate, e posibil să fie, cazuri de răspândire. Suntem pe aceeași pagină aici. Două întrebări mai am, domnule primar. Unu, e poliția sau a fost poliția până astăzi prea indulgentă? Mai ales cu cluburile? Da, eu cred că putem fi mai drastici cu cluburile. Putem fi mai drastici cu cluburile care nu respectă regulile. Că, atenție, n-aș vrea să vorbesc de toate cluburile și toate restaurantele. Cine respectă regulile n-are de ce să se teamă. Dacă poliția este mai dură decât a fost până acum. În acest moment am discutat astăzi și cu premierul Câțu și am discutat astăzi și cu ministrul Sănătății. Se are în vedere o măsură prin care pentru acele cluburi sau restaurante care nu respectă distanțarea, da, știm, să poată fi luată măsura suspendării activității. Da. Nu există legal. Mi s-a tot promis lucrul ăsta de când a început, pandemia, mi s-a spus așa, periodic, gata, pune piciorul în prag cu cluburile. Înțelegerea mea este că miercuri se va da o ordonanță de urgență. S-o dea, s-o vedem, publicată în monitorul oficial și să-i vedem și pe polițiști căutându-i pe cei care nu respectă regulile, că până acum n-au făcut-o în materie de cluburi. Ultima întrebare... Sunteți de acord cu închiderea mall-urilor în weekend, cu restricționarea numărului de cumpărători care să intre în mall? Cu restricționarea numărului de vizitatori, cu siguranță, da. A fost și subiectul discuției de astăzi cu primarii și cu premierul și cu domnul secretar de stat. Deci, cu siguranță, limitarea numărului de vizitatori este una dintre priorități, pentru că e clar că nu se respectă distanțarea socială. Și acolo sunt probleme. Am discutat inclusiv faptul că dacă se limitează numărul de vizitatori în mall-uri, s-ar putea să se formeze cozi, caz în care va trebui să gestionați aceste cozi. Pentru că lumea este foarte obosită de această situație de pandemie care durează de peste un an și sigur trebuie să luăm măsuri speciale, inclusiv în gestiunea cozilor. Am văzut ce s-a întâmplat, pe pârtii și sperăm să nu apară și în București și vrem să fim pregătiți inclusiv cu gestionarea unor astfel de cozi. Mulțumesc, vă mulțumesc, domnule primar. Imediat stăm de vorbă și cu primarul sectorului 6. Domnule doctor, vă provoca mai devreme Claudiu Pândaru în legătură cu incidența din București. Număr de teste, număr de cazuri, despre locurile la terapie intensivă am vorbit deja, nu mai sunt în București. Incidență mare. Aproape 6 la mie și există vreo explicație?
pentru ce se întâmplă? Dar știți că în toată pandemia, capitala și în general orașele mari au reprezentat locurile cel mai mari probleme. Interacțiunile sunt clar la cotă maximă, dacă vorbim de capitală, dar asta se întâmplă, cred că, peste tot. Orice capitală din lume are cel mai multe cazuri în țara respectivă. Este evident. Mai ales că se și testează, totuși, n-ai spune foarte mult, dar se testează mai mult decât în alte regiuni. Și atunci e clar că avem o realitate, practic, sau vedem cifrele mai aproape de realitate. Deși cred că, totuși, cazurile, chiar dacă diagnosticăm, mă rog, un anumit număr în fiecare zi, este, bineînțeles, mai mare, cred că e evident, nu? Și, în principiu, trebuie spus următorul lucru. Formele asimptomatice sau ușoare scapă diagnosticului de cele mai multe ori. Și cei care ajung în spital sunt, în general, forme medii, forme severe. Deci, de cele mai multe ori, cazurile pe care le vedem raportate nu sunt cazuri ușoare. Din păcate. Și atunci este o problemă, pentru că dacă ai la nivelul capitalei 1700 de cazuri, trebuie să te aștepți că de aici multe vor fi forme medii severe și vor avea nevoie de internare. Nu spun doar de terapie intensivă, vorbesc în general. Și atunci acele câteva spitale din circuitul COVID vor acoperi aceste cazuri, număr mare. Și există în momentul ăsta o imagine clară în legătură cu ce tip de tulpină? Este evident. Tulpina duce la acest mare număr de cazuri? Tulpina din Marea Britanie este predominantă. Cea care clar. Se răspândește mai repede. Se și răspândește mai repede și deja se vede că este predominantă în România. Că există și tulpini, într-adevăr, noi, vorbim de Brazilia, Africa de Sud și probabil că sunt și altele, ele sunt deocamdată într-un număr mic. Ce va fi de acum încolo, sigur că e de văzut, pentru că o tulpină care se răspândește repede poate să schimbe datele probleme într-un interval scurt de timp. Așa cum s-a întâmplat cu Marea Britanie. Sunteți institut de boli infecțioase, la dumneavoastră vin cele mai multe cazuri. Vi s-a întâmplat din decembrie încoace, din 27 decembrie încoace, să vină cineva infectat care să fi făcut ambele doze de vaccin? Un vaccinat infectat a venit la dumneavoastră până acum? Sunt astfel de cazuri, dar sunt rare. Sunt rare. Și acum trebuie văzut, discutat în felul următor. Pe mine ce mă interesează este că în momentul în care m-am vaccinat, nu mă interesează dacă mă infectez, ci mă interesează să nu am boala. Facem diferența. În momentul în care virusul poate să ajungă în căile respiratorii în mod mecanic, ce contează este ca anticorpii pe care îi obțin prin vaccin să mă protejeze. Și atunci nu mă îmbolnăvesc, nu fac o formă complicată. Pot să fie să nu mă infectez, fie dacă totuși mă infectez, să fac o formă ușoară. Și lucrurile acestea se văd în practică. Numai că, din păcate, e un procent mic. Și atunci nu ai cum să ai... Din păcate? Păi, din păcate, e un procent mic al celor care sunt vaccinați. Și atunci nu am cum să am o protecție reală. Haideți, vorbiți-ne despre cazurile pe care le-ați avut. Erau oameni care erau infectați și dacă au ajuns la spital, înseamnă că și sufereau? Nu, au venit să evalueze. Au venit doar dar ca să afle. Din fericire, de data asta, în imensa majoritatea cazurilor, nu fac boala, practic. Adică nu au forme complicate și eu cred că aici vom avea o diferență clară în valul al treilea. Și suspiciunea de unde a apărut? Bine, se fac testele PCR, se pot face în diverse ocazii, au o simptomatologie ușoară și atunci sigur că se testează. Și fac în general testele rapide. Știți că acum testul rapid e primul care se face și știți foarte bine că în momentul în care testul rapid de tip antigenic e pozitiv, probabilitatea să fii infectat este foarte mare. Deci mai degrabă e o problemă la testele fals negative, nu fals pozitive. Atunci lucrurile sunt clare. Haideți să vorbim și cu primarul sectorului 6, Ciprian Ciucu. Bună seara! Bună seara! La dumneavoastră incidență de 6,02 la mie, peste 6, deci, teoretic, dacă sectorul 6 ar fi fost un oraș de sine stătător, acum ar fi fost în carantină. Da, așa este. Suntem pe locul 2 după sectorul 1 la numărul de persoane testate și totodată confirmate. Deci asta ar fi explicația numărului mare de cazuri, că se fac multe teste în sectorul 6? Este greu de spus care este explicația, dar este în același timp clar faptul că nu neapărat și nu întotdeauna locul de infectare este într-un sector. Bucureștinii circulă foarte mult dintr-o parte în alta și foarte mult circulă în zona de nord către corporații sau către instituții publice unde lucrează și este foarte probabil, așa se explice și numărul de infectări mari, numărul mare de infectări din sectorul 1, de exemplu, și noi, cei din sectorul 6, foarte mult din sectorul 6, se duc și lucrează în sectorul 1. De aici întrebarea, ce a adus această abordare pe sectoare? Pentru că așa ați fost invitați la discuția cu premierul. Nu am fost invitați ca să avem o abordare pe sectoare, ci ca să avem o abordare unitară la nivel de București.
Și de aceea e normal să ai toți primarii din București, toți cei 7 primari la masă pentru a găsi soluții pe care să le luăm și să le aplicăm împreună. Dați-ne câteva soluții din punctul dumneavoastră de vedere. Ce ar trebui să se întâmple în București? În primul și în primul rând trebuie ca să revenim la aplicarea măsurilor așa cum au fost ele gândite în timpul valului 2 de către guvern. Pentru că nu au fost aplicate, nu? Au dat rezultate. În ultimul timp, pe fondul oboselei populației de a aplica aceste măsuri sau de a respecta aceste măsuri, nu au fost aplicate corespunzător. Au obosit și poliția? Poftim? Au obosit și poliția? Cu toții am obosit, domnule Prilceanu, și presa a obosit, și poliția, toată lumea este obosită, trebuie să facem un nou efort pentru a respecta aceste măsuri, pentru a aplica aceste măsuri, pentru că mai sunt doar 2-3 luni până când vor veni 2 tranșe de milioane de vaccinuri, într-o primă tranșă 4 milioane de doze, într-a doua tranșă 6 milioane de doze și trebuie ca să trecem această punte. Dacă mai existăm 2-3 luni și luăm măsurile care se impun în acest moment, vom avea o toamnă mult mai ușoară. Deci, domnule primar, în linie dreaptă. Când vorbim despre oboseala poliției, probabil că în loc să dea un polițist 20 de amenzi într-o zi, dă 15. Dar cum se face că polițiștii ăștia nu se duc peste cluburile care țin petreceri weekend de weekend, despre care știe toată lumea, apar sesizările pe Facebook, și polițiștii nu se duc peste ei? Nu pot să vă răspund. Se acționează de obicei atunci când ai informații. În sectorul 6 nu sunt astfel de cluburi sau nu sunt cluburi cunoscute care să țină astfel de petreceri. Noi suntem foarte atenți. Și mâine deja organizăm o întâlnire pentru reîntărirea măsurilor și a controlelor, inclusiv în centrele comerciale, inclusiv în piețe, bun, inclusiv pe stradă. Haideți să ne echipuim împreună următoarea scenă foarte posibilă. Un cetățean nu poartă masca, o ține sub bărbie, de exemplu. Și este oprit de un polițist care îi spune, domnule, puneți masca, vrei să-ți dau amendă, de exemplu. Iar cetățeanul îi spune polițistule, pleacă bă de aici, că i-am văzut pe aia cum fac petreceri în cluburi și nu vă duceți peste ei, îmi zici mie să-mi pun masca? Tocmai v-am spus că noi vom fi foarte, foarte atenți la respectarea regulilor și este evident că nu știu în ce sector se întâmplă, nu știu ce, nu știu, sindrofie. Oricum trebuie să intervenim mai cluburile puțin, mari sunt în sectorul 1. Da. Premierul a zis foarte clar, doar toleranță zero și despre asta am discutat astăzi, să nu mai avem 3 avertismente, ci pur și simplu să nu mai avem avertisment. În momentul în care ai încălcat regula, să fie suspendată pe loc activitatea. Nu mai stăm la discuții, ne jucăm cu sănătatea oamenilor, sunt vieți care sunt în joc. Corect. Despre asta am discutat astăzi. Carantină de weekend? Sunteți de acord cu varianta asta? Sunt de acord cu varianta de a reduce numărul de persoane care au acces în mall și de a controla cozile, mall-uri, centre comerciale în special, și de a controla cozile ca să fie, să se respecte distanța fizică între oameni. Dar cum ar funcționa? La intrarea în mall ar sta cineva și ar număra să intre câte 10, de exemplu. Cum? Când vă gândiți la restricționarea accesului la mall, la ce vă gândiți? Ne gândim să descurajăm oamenii să meargă în număr foarte, foarte în mall. Dacă știu că au de așteptat mai mult la ușă, să avem un număr care de oameni care intră în mall sau în supermarket, un număr de oameni limitat, tocmai pentru a reduce contactul, atunci alți oameni vor trebui ca să aștepte până ies o parte dintre ei. Sunt mijloace moderne de comunicare, se poate ști, se poate controliza câți au ieșit și să dea drumul să se intre astfel încât să se elimine sau nu să se elimine, să se ducă riscul de infectare. Și este suficientă măsura asta? N-ar fi, de exemplu, nevoie de interdicția de a circula în weekend de tot? Adică în București, în weekend, nimeni să nu facă nimic. Momentan, ideea este că trebuie să vedem cum evoluează lucrurile. Dacă oamenii înțeleg și noi facem apel la oameni, ați văzut toți primarii discutând despre acest lucru deja din București, dumneavoastră faceți foarte bine ceea ce faceți, că dedicați timp acestei chestiuni, mă refer la mass media, dacă oamenii vor înțelege și vom vedea că curba se aplatizează,
și cel puțin nu o să mai există această creștere proporțională a numărului de infectări, atunci nu s-ar impune astfel de măsuri. Dar dacă vedem că se menține această creștere aproape exponențială, atunci probabil vom discuta și despre astfel de măsuri. Astăzi, când am întâlnit cu premierul și cu coordonatorul de stațiile de urgență, domnul Arafat, noi am pus mai multe opțiuni pe masă, mai multe soluții, dar discuția a fost mai degrabă exploratorie. Uh-huh. Da? Adică nu a fost o discuție care să luăm decizii, ci ne vom adapta la situația care urmează să desfășoare. Ciprian Ciucu, primarul sectorului 6, direct la Digi24, v-am auzit făcând o observație la subiectul mall-uri. Acces în mall? La problemă și într-un market, în momentul în care mergi, tot așa ar trebui să fie o limitare pentru numărul de persoane și lucrurile acestea se poate face. Problema stă cineva la ușă, agentul de pază, și poate să realizeze. În momentul în care sunt mai mulți în interior și nu e o distanță corespunzătoare, practic se face o limitare. Se poate face și în mall, se poate face în market, se face în instituții. Claudiu Pândaru, în legătură cu felul în care polițiștii până acum sunt obosiți polițiști, toată lumea e obosită, asta am înțeles. În legătură cu felul în care polițiștii nu au dat amenzi până acum, crezi că e vorba de ordin? Crezi că e vorba de ceva care a mers de la sine? Ce a fost asta? Cred că doar amenziile sunt soluția. La fel cum carantina, lockdown-ul, este în realitate o ultimă soluție. Să știți că este soluția în care, de fapt, parțial autoritățile recunosc că nu mai pot să facă altceva. Asta e carantina în realitate. Au încercat totul și nu mai pot să facă altceva. Nu amenziile sunt soluția, pentru că în acele cluburi, legislația românească permite niște amenzi limitate. Pentru un club, 10.000 de lei amendă, ăștia sunt banii care se fac la o masă, într-o seară. Săracă, la o masă săracă. Plătesc în fiecare weekend amenziile astea de 10.000 de lei. Intră la capitolul pierderi. S-au spart niște pahare, am plătit amenda poliției și ceva veselă pe care o avem crăpată. Niște sticle de șampanie, probabil. Deci, nu amenziile sunt soluția acolo. În schimb, dacă la începerea petrecerii un echipaj brav de polițiști neobosiți, poate dorm peste zi și sunt neobosiți atunci când începe petrecerea, nu o lasă să înceapă. Noi ce vedem, de fapt, de luni bune în toate cluburile astea, vedem cum se sparg petrecerile. Cum vine poliția și amendă la final, când lumea pleacă acasă, că și cetățenii respectivi la fel își fac precum restaurantul și ei socoteala. Avem bani de distracție în seara asta, plus o eventuală amendă de la poliție, dacă avem ghinionul să vină, sigur, iarăși obosiții Vorbim și despre de instigatori, pentru că nu numai oboseala e aici de vină, ci și instigatorii nu puțin la număr. Veți vedea cum șef de partid ne anunță ce va face de Paști. Pur și simplu, plătește și amenda, dar nu contează, încalcă regulile cu premeditare. Despre cine este vorba imediat, rămâneți cu noi. Iar vorbim despre instigatori, dar tragem concluziile. Domnule doctor, din toate propunerile despre care s-a vorbit aici, care credeți că este cea mai potrivită, cea mai bună de folosit? Am vorbit despre carantină de weekend, limitarea accesului oamenilor la mall sau închiderea lor completă, am vorbit despre mărirea carantinei de noapte și premierul vorbea astăzi la un moment dat despre posibilitatea unor carantine zonale, dar în mod cert nu era vorba despre București. Dacă să ne gândim la București. Care credeți dintre măsurile astea că sunt cele mai potrivite? Și începe cu respectarea măsurilor actuale. Care sunt deja, ok. Păi nu, da, respectarea. Adică să, în practică să fie respectate. Exact ce discutam mai devreme, ar fi prima. Da? Deci chiar să fie respectate și impuse reguli. Plus? Plus interacțiunile. E un lucru care clar că nu ne convine și nimănui convine, dar ce ține de weekend la nivel de interacțiuni, probabil că s-ar vedea foarte clar. Deci partea de interacțiuni în weekend sunt clar cele mai intense din start. Și restul putem să discutăm. De aici aș pleca. Interacțiuni în weekend ar putea însemna mall, ar putea însemna locurile. În ce alt loc se duc oamenii în weekend? Ca să se întâlnească în interior. Cred că găsesc toate variantele posibile. Există variante. Locurile de joacă sunt închise. Nu, dar există variante. Și acasă? Categoric. Și la vizitele acasă? Bine, este evident că în momentul în care restaurantul e închis, el se mută la domiciliu. Deci lucrurile sunt clare.
Atunci, în momentul în care ai o restricționare în weekend general, la nivel de carantină, pe weekend, nu vor fi aceste interacțiuni sau se vor reduce. Gata, ne-ați lămurit. Am înțeles acum. Acum am înțeles. Deci o limitare completă a mișcării în weekend ar însemna și că nu mai poți să mergi la o petrecere acasă la cineva și că nu poți să mergi la mall. Asta ar urma să dea rezultate în câte vreme? În celebrele două săptămâni sau situația în care ne aflăm cere mai mult timp? Aș spune începând după 10 zile, două săptămâni. Și ar trebui ca această situație să fie scurtă. Că nu poți să rămâi cu lunile. Să fie două săptămâni, maxim o lună. Andreea Georgescu, o pleiadă de demonstrații în București, demonstrații față de ceva ce nici nu s-a întâmplat, adică restricțiile, abia astăzi vorbim despre ele și totuși demonstrațiile au fost în weekend, și jandarmeria se laudă cu amenzi. S-au dat amenzi. Da, puțintele, dacă este să ne uităm la imaginile de sâmbătă, după amiază, sâmbătă seară, când la momentul de vârf, să spun așa, cred că erau adunați cam vreo 1000 de oameni acolo în protestele reunite și până acum amenzi s-au dat vreo 60. Organizatorii, cei care au fost primii sancționați, vreo 20 și ceva de participanți identificați pe loc și încă vreo 30 astăzi, printre ei doamna senator Diana Șoșoacă, cumva în centrul atenției la manifestațiile respective. Da, interesant că s-a protestat față de potențialul drop de sare despre care abia de astăzi discutăm. Interesant și că cumva această lipsă de forță în impunerea legii de către o instituție care pentru asta a fost gândită să impună respectarea legii, cumva descurajează oamenii de bună credință să respecte în continuare reguli precum să nu mergem să ne înghesuim la mall dacă nu avem neapărat treabă, să nu mergem cu toată familia la hipermarket să cumpărăm 2 pâini și 2 kg de cartofi, că cred că și domnul familiei sau doamna familiei se descurcă singur să cumpere 2 kg de cartofi fără indicații la fața locului și așa mai departe. Cumva ar trebui mai multă hotărâre acolo unde este cazul, astfel încât cei de bună credință să fie încurajați să rămână așa până când va trece acest hop, al treilea val despre care se vorbește și până când vaccinarea va accelera de la 4% din populație imunizată, cât să avem și noi la în 25-30, ajungem și noi la un prag să scadă presiunea cât de cât confortabil. Claudiu Pândaru, așa ajungem la instigatori, pentru că da. Diana Șoșoacă nu mai este singură. Sigur, dar doamna Șoșoacă, dacă acum autoritățile nu ar fi discutat despre carantină și măsuri mai dure, ar fi urlat că trebuie să luăm măsuri mai dure. Dacă acum în România nu era vaccin deloc, doamna Șoșoacă își rupea cămașa de pe ea că autoritățile omoară pentru că nu aduc vaccin. Doamna Șoșoacă întotdeauna va țipa mai tare contra a ceea ce se întâmplă. Pentru că ăsta este curentul pe care îl urmărește și pe care îl călărește cu grația unei dansatoare pe melodia unei formații, apropo, membrii acelei formații sunt pentru distanțare socială și pentru normalitate în general, ca să-și reia viața. Cum e cu instigarea domnului Ciolacu? Știți care este cea mai și singura și cea mai eficientă metodă de a protesta împotriva comportamentului doamnei Șoșoacă și a celor ca ea? A celor 1000, câteva mii, extrem de vocali? E una singură. Nu mă îndoiesc că mulți dintre cei care se uită la noi în momentul ăsta s-au simțit, i-a apucat puțin furia, că ei de un an de zile își protejează părinții, își protejează viața, îi respectă pe cei din jur. Unii și-au pierdut joburile. Chestiuni serioase. Nu dans și țopăială, dacii liberi și doamna Șoșoacă și niște interdicții ale unor libertăți care nu sunt nici interdicții și nici libertăți. Singura modalitate să protestezi împotriva acestor oameni este la fel ca până acum, în tăcere, cu bun simț, înscriindu-te în platforma de vaccinare pe listă. Corect. Asta e singura modalitate. Marcel Ciolacu spune că sigur de pași se duce la biserică, nu contează, plătește amenda, dar el se duce la biserică. Înțeleg că a strâns bani. Cel puțin așa am văzut o fotografie recentă pe rețelele sociale. Bani pentru amendă. O imagine dintr-o conferință de presă. Deci bănuiesc că deja pune deoparte banii pentru amendă, dacă va fi cazul. Nu e o instigare asta?
Nu l-a plătit oamenii, ci la încălcarea regulilor. Există o confuzie între politică și sănătate publică. O confuzie pe care o fac politicieni minori de județ, domni care la Revoluție aveau 8-9 ani și ne vorbesc despre libertăți și răzbunări ale bucureștenilor pe timișoreni, niște absurdități din astea imaginate de domni politicieni, da. Există o confuzie între calitatea de medic pe care domnul Marinescu aici de față o are și cea de politician. Știți, când ai o problemă de sănătate, te duci la Consiliul Județean sau te duci la Spitalul Județean? E diferență de un cuvânt acolo. Tot județean e. Doar că priceperea, fiecare are pricepere într-o altă zonă. Corect. Acest mulțumesc domn, mult. Spre exemplu, de la Timișoara, despre care vorbim, care la un moment dat a... Domnul președinte al Consiliului Județean. A și concurat într-un concurs al Eurovision. Pare că, da, e cântăreț amator, pare că nu reușește să își dea seama nu numai de granițele granițele spectatorilor. Domnul a spus că bucureștenii nici acum nu înțeleg pe timișoreni cum nu i-au înțeles nici în 89. Acest ce legătură avea? Nu avea nicio legătură. De un lucru. Mulțumesc cu COVID-19 nu pot să negociez politic. Cu o poveste de viață plină de inspirație, rămâneți cu noi.